Salutare, sunt Claudiu Vrânceanu, bine ai revenit la Antreprenori de România, un proiect media și de educație antreprenorială în care analizăm studii de caz cu antreprenori români, învățăm din bunele lor practici și căutăm soluții de creștere a ecosistemului antreprenorial românesc. Îl am alături de mine pe Vlad Popescu, antreprenor, CEO al Norofert Organis, un jucător foarte activ în ultima perioadă și tot mai vizibil, o companie care produce îngrășăminte și pesticide. Salut, Vlad! Bună ziua! Ce faci? Uite, suntem aici la voi la birou, în capitală, în nordul Bucureștiului. Tu ești în business de 7 ani? Ai deja 7 ani în acest business? O afacere de familie? E o afacere de familie. Am deja 10 ani în business-ul ăsta. Am început regulamentar cu munca de jos, cu livrări, cu manipulare marfă. Și cred că ăsta a fost cel mai bun mod de a vedea cum funcționează un business de jos până sus. Am făcut și parte de vânzări în teren până în 2015 și din 2015 la final am preluat firma de la tatăl meu în urma unei probleme de sănătate pe care a avut-o, s-a retras. Moment în care am schimbat poziția din importator și distribuitor, căci asta am fost până în 2015, mai ales de produse ecologice, vorbind de îngrășăminte și pesticide pentru agricultura ecologică, o nișă care a crescut foarte mult la noi în România. Iar la final de 2015 am decis să devenim producători. Asta e foarte interesant. Cum ați pivotat, practic? A fost o schimbare de strategie foarte concretă, care a adus beneficii, dar care a venit și cu investiții. Exact. Tot a început când l-am cunoscut pe Mugur, care este colegul meu și director executiv al Norofert, care cumva avea aceeași idee cu mine să producem în România aceste produse, să nu le mai importăm, mai ales pentru că condițiile pedoclimatice din România au niște particularități și aceste produse puteau fi și au fost adaptate la aceste condiții. Am început foarte rudimentar tot procesul de producție într-un grajd. L-am început. Am beneficiat de consultanță foarte specializată din partea unor cercetători români pentru aceste produse și aici vorbim de microorganisme, virus, aminoacizi, toate de origine naturală, de origine vegetală. Am mărit gama de produse, am început cu 4 produse la început de 2016 și în prezent avem o gamă de 45 de produse. Am acaparat destul de repede, spunem noi, o mare cotă de piață în agricultura ecologică. În lipsa unor cifre oficiale, noi spunem că suntem undeva la 30% în acest moment pentru agricultura ecologică, pentru segmentul de bio din agricultură. Și am venit în fiecare an cu inovație, cu produse noi și cu formule noi de produse. Hai să vedem ce vindeați la început, ce comercializați până în 2014, de unde aduceați produsele, care era supply chain-ul, cum ajungea practic marfa la voi? Norofert s-a concentrat încă de la înființare, în anul 2000, pe produse specializate. A început cu o gamă de îngrășăminte care nu mai existau pe piața românească, vorba de îngrășăminte foliare, pe care le importa din Olanda. Până în 2010 a distribuit aceste produse pe piața românească, în moment în care s-a trecut pe distribuția, pe importul și pe distribuția de îngrășăminte și pesticide exclusiv bio. Pentru că undeva în 2007 a început acest trend cu agricultura bio în România, din ce în ce mai mulți fermieri au aderat la agricultura bio, evident încurajați de niște subvenții foarte mari și de niște prețuri de vânzare mult mai mari. Iar din 2010 m-am importat din Germania, din Spania, din Italia produse fitosanitare ecologice și îngrășăminte și le-am distribuit în România. Hai să vedem cum e să faci import pe o nișă. Ce ar trebui să înțelegem în cazul în care vrem să dezvoltăm un business de nișă
și începem cu operațiuni de import. Încă nu avem capacitatea să producem și, evident, încercăm să găsim producători pe plan internațional. Clar, importul este o soluție în lipsa unui furnizor intern. Dacă vorbim despre importuri din Uniunea Europeană, evident, lucrurile stau mult mai simplu. În general, produsele dintr-un stat membru al Uniunii Europene nu au vreo îngrădire de ordin legislativ pentru un alt stat al Uniunii, cum a fost și cazul nostru. Am început cu produse din Spania și nu am avut nicio problemă să le importăm și să le distribuim în România. Mă refer la omologări, mă refer la certificări. Și, în general, da, cred că pentru cineva care încearcă sau își dorește să înceapă să facă importuri, Uniunea Europeană ar trebui să fie prima variantă. Cum e să negociezi cu partenerii de business din vest? Ai și experiența Olandei, ai vorbit despre Spania. Care ar fi un manual într-un minut? Un manual pentru cel care vrea să învețe cum să facă parteneriate de business, da, cu mari companii din străinătate. E foarte clar că avem un climat diferit de business în vestul Europei. E vorba și de seriozitate, e vorba și de cuvânt. Și cel puțin în cazul nostru, că vorbim de agricultură, de agribusiness, ce m-a uimit pe mine la început când am discutat cu parteneri externi a fost că discounturile pe care le dau ei sunt mult mai mici decât se dau în România. În general, agribusinessul românesc este o piață a discounturilor, pentru că atunci când intri în fermă la client, nu te întreabă neapărat ce preț are produsul, te întreabă cât îi dai discount. Și atunci toți distribuitorii s-au obișnuit să vină cu discounturi cât mai mari și să nu țină cont neapărat de prețul de listă. Și atunci când vorbești cu un partener extern și îți dă un 7%, 8% discount, ți se pare ciudat la început, dar descoperi pe măsură ce trece timp că de fapt asta e normalitate. E greu să faci business și să ții marjele de profit sus într-o piață în care politica de marketing este bazată pe discount. Și de aici poate a venit și necesitatea să produceți voi propriile produse. Cu siguranță, ăsta a fost primul impuls când ne-am gândit să le producem în România. Marja de profit, evident, este mult mai bună. Disponibilitatea este mult mai bună pentru că, producându-le noi, avem o agilitate mult mai bună atunci când trebuie să servim un client. Iar din punct de vedere tehnic, formulele sunt adaptate condițiilor noastre. Dacă vorbim de produse din Spania, aveam unele dificultăți în a le localiza în România. Adică, mai concret? Mai concret, sunt dăunători, insecte sau boli care există în Spania, unde este un climat mult mai cald, iar în România nu există. Și atunci sunt unele probleme cu produsele importate, pentru că nu au aceeași compatibilitate cu condițiile de aici. În viața oricărui business, finanțarea e un element important și hai să vedem cum scalezi o afacere, întrucât voi cu Norofert ați reușit să creșteți o afacere de familie și sunt sigur că de multe ori v-ați finanțat și din surse externe. Hai să vedem care au fost sursele de finanțare la început de drum în creșterea business-ului și pe parcurs atunci când ați scalat, când ați crescut, dacă v-ați orientat și către finanțarea bancară, acum piața de capital e tot mai tentantă, da, inclusiv pentru voi? Evident că orice firmă la început sau mai mică se gândește la finanțare cu ajutorul unei bănci. Și mai ales în agricultură, finanțarea este o necesitate absolută pentru că vorbim de termene de plată de 270-300 de zile. Și atunci este o tensiune foarte mare pe cash flow unei companii să susțină o creditare pe un așa termen lung. Și atunci, da, băncile sunt o soluție, nu cea mai fericită soluție, dar de multe ori singura soluție. Din fericire, am avut o creștere suficient de mare încât să atragem atenția într-un sens pozitiv și să ni se propună varianta listării la bursă, care la început mi s-a părut ușor hilară pentru că aveam impresia, cum sigur
foarte multă lume are impresia că trebuie să fii o companie gigant să te poți lista. Din fericire, există piața Aero în România, unde se pot lista companii mici, cum suntem noi. Și cu siguranță varianta listării este de departe cea mai bună pentru creștere. Aflăm că termenele de plată foarte lungi îngreunează business-ul. Practic, se întâmplă să încasați și la 300 de zile de la emiterea facturii, iar voi în această perioadă trebuie să faceți anumite plăți, astfel încât cash flow, fluxul de lichidități este afectat. Și de aici, sursele de finanțare au fost utile în anumite momente, îmi imaginez. Fără sursele de finanțare pe care le-am avut, nu cred că am fi putut să susținem creditarea. Creditare fără de care nu poți să crești în România. Fermierii, în general, sunt slab capitalizați, subvențiile de multe ori întârzie și atunci se bazează pe distribuitori sau pe furnizori, în general, să ducă greul finanțării. Creditul la furnizor, practic. Credit furnizor. Voi finanțați. Exact, clienții. Exact. Creditul furnizor este 90% din traiul în agribusiness. 90% este destul de alarmant. Procentul oricum este mare la nivel de business românesc în toate domeniile și în cazul unei crize sau unei ajustări economice, acest indicator ne spune că poate fi rău pentru anumite domenii. Concret, se va bloca economia, se vor bloca plățile. E un efect de domino aici. De asta creditul furnizor este riscant, pentru că cumva pleacă pe lanț problemele și afectează întreg lanțul. Din păcate, fermierii sunt greu creditabili din punct de vedere al băncilor, pentru că nu arată ideal în situațiile financiare. Poate de multe ori nici nu sunt bine făcute situațiile financiare, dar cu siguranță există o dificultate în a face agricultură. Am avut un 2018, un final de 2018 foarte greu, care a întins la maxim și capacitățile noastre, dar și ale fermierilor. Și un astfel de final de an greu impactează și următoarele două campanii. Și atunci creditarea devine din ce în ce mai dificilă. În același timp, trebuie înțeleși și clienții, trebuie ajutați și sprijiniți, pentru că, evident, îi vrem clienți și în anii următori. Și a venit și această oportunitate a finanțării pe piața de capital. Practic, mergând pe bursă, ai o serie de avantaje, dar sunt și părți negative sau anumite lucruri de luat în calcul atunci când ești antreprenor și vrei să îți deschizi compania investitorilor. Principalele avantaje ar fi faptul că satisface această nevoie de finanțare. Sunt și avantaje care țin de expunere, crește foarte mult încrederea partenerilor, altor finanțatori, altor părți interesate de business. Care ar fi principalele avantaje în opinia ta? Cu siguranță, atunci când devii o companie publică, o companie listată, nivelul de încredere general în tine crește foarte mult, pentru că însăși listarea este o validare a acelei companii. Sunt și riscuri, evident. E vorba de piața de capital, riscuri care nu țin neapărat de noi, ci de climatul general în care ne aflăm. Dar, per total, sunt sigur că această nouă direcție pe care am luat-o va fi de succes. Ne uităm la companii precum Bidnet, care sunt un exemplu pentru noi în ceea ce privește parcursul pe piața de capital, și vedem că au avut o ascensiune surprinzător de rapidă și de mare ca și companii listate și vrem să ajungem acolo. Exemplul dat de tine, Bidnet, este de asemenea o afacere de familie, Norofert, compania în care ești implicat, este un business de familie. Nu avem atât de multe afaceri de familie astăzi în România, mici, medii, mari, și pentru că nu avem o istorie lungă a capitalismului, sunt 30 de ani de capitalism, abia acum se produce o succesiune la nivelul unor business-uri de familie. Ce înseamnă să conduci o afacere de familie?
Este în primul rând o mare responsabilitate să o conduci, pentru că, evident, vrei să o crești, vrei să demonstrezi, vrei să-ți depășești părinții. Și observ chestiunea asta în agricultură în general, pentru că, în general, fermele sunt afaceri de familie. Că vorbim de, nu știu, 50 de hectare sau de 5.000 de hectare, sunt în general afaceri de familie și rămân în familie. Și observ în ultimii 2-3 ani o schimbare de generații în agricultură, ceea ce pe noi ne ajută foarte mult, pentru că, da, comunicarea este mult mai simplă, sunt mult mai deschiși către tehnologii noi, adică ce promovăm noi, și cred că agricultura e pe mâini bune din cauza aceasta. Deci sunt semne bune în agricultură și datorită schimbării de generație, a împrospătării ecosistemului antreprenorial. Îmi imaginez că acest lucru se întâmplă în anumite regiuni mai mult, nu? Unde vedem niște povești de succes? În general, se întâmplă la fermierii care au avut grijă să investească bani în educația copiilor. I-au trimis la școli, i-au încurajat să urmeze studii, poate nu chiar de agronomie, și care se întorc acasă să ducă mai departe compania. Din ce am văzut, este o dispersie cam pe toată țara a acestui gen de afaceri, pentru că, evident, în sudul țării sunt concentrate fermele mai mari, mai puțin în centru și în nord, dar fie că vorbim de ferme mici sau mari, la un moment dat succesiunea trebuie să se facă. Hai să vedem ce am învățat până acum în antreprenoriat, în creșterea unui business, din perspectiva vânzărilor. Și spuneai că ai fost implicat în firmă de la primul nivel, care implică de cele mai multe ori și relația cu clientul. Da. Când ai făcut prima vânzare în Norofert? Nu știu dacă țin minte prima vânzare. Culmea că nu țin minte prima vânzare. Dar țin minte că mi-era foarte greu să-mi găsesc cuvintele atunci când mergeam la un fermier, pentru că, în general, fermierii sunt mai direcți și exploatează atunci când nu ai o cunoștință foarte bună despre ce vrei să vinzi. Și țin minte că am petrecut ceva timp documentându-mă despre fiecare produs în parte, pentru că n-am vrut să mai fiu luat prin surprindere în nicio întâlnire cu un fermier. Ceea ce încă se mai întâmplă, pentru că nu poți să le știi pe toate, evident. Mai ales că de partea tehnică se ocupă colegul meu, Mugur, care are și studii în domeniu. Dar partea de vânzări, cred că, indiferent ce poziție ocupi în firmă, tot trebuie să mai ai clienții tăi. Chiar și eu acum am așa o bază de clienți la care mai merg și cu care mă bucur să mă întâlnesc. Ce recomanzi managerilor, antreprenorilor, celor care vor să facă un business și țintesc această tipologie de client în care valoarea propusă a serviciilor tale, adică ce oferi sau produsele tale, serviciile sau produsele tale, trebuie să fie, cum ai spus și tu, pe bune, să fii concret, pentru că clientul, potențialul client, nu are mult timp, vrea să înțeleagă beneficiile, vrea să înțeleagă prețul, vrea să înțeleagă ce primește. Care ar fi principala recomandare pentru o astfel de abordare? Întrucât trebuie să înțelegem că clienții sunt diferiți, nevoile acestora iarăși diferă și un proces de vânzare nu doar că este important în antreprenoriat, dar variază foarte mult de la o industrie la alta. Așa este. În agricultură, cel puțin, și sunt sigur că nu doar în agricultură, chimia între oameni cred că este cea mai importantă. Felul în care te înțelegi cu persoana din fața ta, cred că e decisiv pentru viitorul acelei înțelegeri. Și cu siguranță o bună pregătire în prealabil nu strică deloc. Faptul că interlocutorul tău vede că știi ce vinzi și că îți cunoști produsele, n-are cum să nu fie un punct în plus. Hai să vorbim despre acest moment important în viața Norofert, care are legătură cu producția proprie.
Care a fost investiția atunci? A fost un alt business plan. Trebuie să înțelegem că s-a schimbat fundamental modelul de business. Da. A fost o schimbare radicală. Din păcate, nici nu am avut parte de finanțare de care am fi avut nevoie în momentul acela. Și a trebuit să începem foarte rudimentar. Să zicem că am început cu 30.000 de euro în total, ceea ce este foarte puțin pentru un proces de producție, dar am avut noroc cu unor clienți care au avut încredere în noi, au avut încredere să încerce produsele și chestiunea asta ne-a ajutat și moral să putem continua, dar și financiar să putem reinvesti an de an până în momentul ăsta și de acum încolo vom investi clar și mai mult. Care a fost abordarea? Ați început cu câteva produse, recomanzi același lucru, ați testat, ați mers pe validarea unor produse care aveau vânzări bune, cum ați ales produsele? Am avut o primă jumătate de an, o campanie agricolă de fapt, de testare, pentru că în general în agricultură, fără o testare prealabilă, nu poți să convingi clienții. Am mers către ferme cu care aveam o relație personală foarte bună, cu fermieri cu care ne cunoșteam de foarte mulți ani și care aveau încredere în noi. Și am făcut niște loturi demonstrative care au convins. Ca urmare a acestor loturi, s-au concretizat niște comenzi și am putut să obținem finanțarea pentru a investi în continuare. Am vorbit despre bani, am vorbit despre vânzări. Hai să ne uităm și la echipă, la dinamica unei echipe într-un astfel de business. Îmi imaginez că oamenii de vânzări sunt importanți, accountii, oamenii care au legătură cu clienții. Câți oameni specializați în vânzări aveți și cât reprezintă din totalul numărului de angajați? În 2015, la final, Norofert avea 3 angajați. Până la finalul 2016 erau 15 angajați, iar în acest moment, cu noua echipă de vânzări pe care avem de 13 oameni, suntem în total 40 în Norofert. Și aici mă refer echipă de vânzări, suport din partea biroului și cele două facilități de producție pe care le avem, una dintre ele pe care o avem de la început, cealaltă în curs de echipare. Unde sunt cele două? Prima fabrică și cea cu care am început este la Filiaș, lângă Craiova. Cea de-a doua fabrică care este în lucru, spunem noi, o lună jumate până la deschidere, este la Filipești de Pădure, lângă Ploiești. Avem o hală de 1500 de metri pătrați cu spații de depozitare foarte mari, iar această facilitate de producție ne va permite pentru următorii 5 ani din estimările noastre să facem față creșterii și producției de care vom avea nevoie, inclusiv pentru piața externă. Pe lanțul de aprovizionare lucrați și cu distribuitori? Avem strategia pentru România este să avem distribuitori zonali, sprijiniți de oamenii din teren, oamenii noștri proprii din teren, pentru că consultanța tehnică este o parte foarte importantă a procesului de vânzare. Fermierii trebuie să înțeleagă ce cumpără și trebuie să înțeleagă că produsele folosesc. Și atunci loturile demonstrative și consultanța tehnică au un rol foarte important în procesul de vânzare. Îmi place că ai vorbit despre o abordare pentru România, ceea ce înseamnă că există și o strategie de internaționalizare, o zonă la care firmele românești încă sunt în urmă. Avem foarte puține firme românești internaționalizate. Nu mai vorbesc despre acest sector, de agricultură, unde potențialul de internaționalizare este mare și un reper ar fi Polonia. Cu ce piață să ne comparăm din regiune? Cred că Polonia este mult în fața României. La toate capitolele? La toate capitolele. Din păcate și Bulgaria e destul de în față în unele sectoare ale agribusiness-ului. Noi ne bucurăm că avem un portofoliu de produse care ne permit să mergem către export. Și aici vorbim de inovația cu care am venit în 2018. La final este vorba de pastila efervescentă. Este o inovație pe care am patentat-o și care de fapt ne permite să ieșim în afara țării.
pentru că formulele lichide pe care le aveam înainte și pe care încă le avem pentru piața autohtonă nu permit un transport îndelungat. Deci există o problemă logistică a lor. Și atunci Pasila Efervescent a rezolvat foarte multe probleme care ne împiedicau să internaționalizăm afacerea noastră. În momentul ăsta, un mare focus al Norofert este exportul și pe următorii 3 ani avem un plan de exporturi. Vizăm în special piețele din vestul Europei, ale Uniunii Europene, dar și Statele Unite, Israel, sunt piețe foarte interesante, evident mult mai greu de penetrat decât cele din vestul Europei, dar nu imposibil. Acum, astăzi, uitându-ne la bariera principală în calea internaționalizării, care ar fi în opinia ta? Care e principala nevoie pentru a merge la export a unui antreprenor pe studiul tău de caz? Interacționând, lucrând cu antreprenorii, am văzut că au nevoie, în primul rând, de o echipă specializată în export. În primul rând, am observat că nu e vorba doar despre bani, despre finanțare, care să îți crediteze, financeze creșterea pe piețele externe. Este vorba despre oameni, despre echipa de export și despre parteneriatele pe care le faci în piețele țintă. Exact. Cum vezi tu lucrurile de la firul ierbii? Pentru noi, exportul fiind o parte mai nouă, o linie de business mai nouă, se va face tot de către mine, Mugur. Asta e un lucru bun. E bine să se implice antreprenorii. Exact. Vrem să fim acolo, să vedem cum funcționează piața respectivă, pentru că evident fiecare piață funcționează diferit, să o înțelegem și să ne adaptăm modelul de business și prețurile și politica la acea piață. În general, fără un produs inovativ, nu știu dacă o afacere poate să viseze la export. Pentru că nici noi, înainte de a lansa acest produs al pastilei efervescente, nu ne gândeam și nu aveam, de fapt, nicio șansă să ieșim la export din vari motive. Acum, cu produsul potrivit, cu siguranță ușile ne sunt deschise în foarte multe țări. Un sprijin poate fi găsit și din zona instituțiilor publice care susțin internaționalizarea și aici mă refer mai ales la reprezentanții guvernului care lucrează în ambasade și au ca scop să susțină firmele românești să se extindă peste hotare. Sunt curios dacă ai identificat astfel de parteneriate, astfel de discuții și dacă v-ați dus în această direcție să fiți ajutați de către reprezentanții economici ai guvernului în anumite țări țintă în care voi vreți să mergeți. Da, în ciuda percepției generale că ambasadele nu prea sprijină business-urile românești, am fost surprins să văd că sprijină, că se zbat și că ajută business-urile. Și aici vorbim de Polonia, de Ungaria, unde reprezentanța economică de acolo ne-a oferit sprijinul și vom putea merge în continuare bazându-ne pe contactele, mai ales pe care ni le-au adus. În mod evident, în creșterea business-ului și mai ales în deschiderea oportunității pentru internaționalizare, a apărut această inovație. Pastila creată de voi a fost realizată printr-un parteneriat cu cercetători. Da, a fost realizată în parteneriat cu cercetători doar din punct de vedere al formulării. Pentru că, evident, făcând tranziția de la formulele lichide, au fost niște provocări în această conversie. Dar ideea pentru prezentarea produselor în formă de pastilă efervescentă ne-a venit nouă. Și ne-a venit nu din motive de marketing, ci din motive practice. Pentru că vorbind de îngrășăminte și pesticide ecologice pe bază de microorganisme, de exemplu, la căldură acestea explodează. Pentru că fermentează și formula lichidă are o durată de viață foarte mică. Și atunci ne-am gândit cum să facem să putem să mărim durata de viață a produselor la un an, doi, trei, în funcție de ingrediente. Ne-am inspirat, evident, din domeniul farma, pentru că nu este o inovație absolută, este o adaptare la piața de agribusiness. Am fost foarte surprinși de
primirea pe care am avut-o în piață cu această idee, inclusiv în piața românească, care să zicem că e un pic mai conservatoare, și credem că vom putea în câțiva ani să facem tranziția de la lichide către pastile efervescente, pentru că vedem că este o idee care prinde și a cărei avantaj oamenii îl văd foarte repede. Uitându-ne la business-ul Norofert, vedem această complementaritate între tine și Mugur, care conduce alături de tine business-ul, în sensul în care tu ești orientat foarte mult către business, către vânzări, către finanțare și el este omul tehnic, omul cu studiile în zona aceasta de agronomie. Cum facem când nu avem astfel de parteneriate complementare? Cum găsim oamenii complementari și, mai concret, de ce e important să lucrăm cu oamenii complementari, specializați chiar? Eu nu cred în oameni buni la toate. Nu cred că aș putea să fac ce face Mugur pe parte tehnică. Nu am studiile pe parte tehnică. Evident, am mai învățat din mers, dar niciodată nu o să pot să fac față unei discuții tehnice cum face el. Și cred că este foarte important, mai ales când vorbim de o afacere de producție sau de produse inovative în general, să avem pe cineva foarte bine pregătit pe parte tehnică. Evident, la început, dacă nu există varianta asta, putem merge și singuri, dar nu o văd ca o variantă cu care putem scala afacerea. La Antreprenori de România facem și educația antreprenorială și încercăm să învățăm cum îți crești un business, pornind de la lucruri simple, teoretice, bazate pe modele practice. Așa că îți propun, Vlad, să ne uităm la un business model canvas, care e o pagină, un plan de business de o pagină pe care îl vedem acum pe ecran. Un business model canvas pe care atât cei care vor să-și facă o afacere, dar și cei care vor să-și reafineze modelul de business, îl folosesc. Și pentru că sunt mai multe blocuri pe care le vedem acum pe imagine, îți propun să ne uităm la segmentarea clienților, la customer segmentation, să înțelegem mai bine nu doar cum arată business-ul tău și cine sunt clienții, care sunt tipologiile de clienți, dar și să explicăm celor care vor să dezvolte un business, care vor să-și crească afacerea, de ce e important să ne segmentăm clienții. Nu putem targeta toată populația de fermieri din România, cel puțin nu în prima fază de dezvoltare a afacerii. Și, concret, cine sunt clienții tăi? Noi avem o segmentare din trei părți a bazei noastre de clienți. Vorbim de clienți mici, medii și mari. Pentru fiecare dintre aceste părți avem produse speciale. Pentru că, evident, clienții medii sau mari folosesc o tehnologie mai avansată în culturi și atunci produsele cu care mergem către ei trebuie să fie mult mai avansate și mult mai adaptate nevoilor lor. Avem și o gamă de produse care se adresează fermierilor mici. Avem chiar și o gamă de produse care se adresează consumatorilor casnici, să spunem o gamă hobby cu microambalate. Deci am încercat să avem o dispersie cât mai bună și să atingem toate segmentele de clienți. Cu siguranță o companie la început trebuie să-și aleagă un singur segment cu care să înceapă, să crească și să consolideze afacerea. În emisiunea Antreprenori de România vrem să cunoaștem și mai bine invitații noștri și îți propun 7 întrebări scurte despre tine mai mult și despre cum vezi tu anumite lucruri esențiale pentru un antreprenor. Întrebări scurte care cer la rândul lor răspunsuri succinte. Prima întrebare este despre cartea de business preferată. Cartea de business preferată este scrisă de Jake Welch, care a fost CEO al General Electric. Am citit-o ultima oară, acum un an. Cred că am citit-o de vreo 3-4 ori. Mi s-a părut foarte interesantă abordarea lui.
Și ideea de bază a acelei cărți este că orice business, indiferent cât de mare va crește, indiferent cât de mult va scala, trebuie să crească ca o afacere de familie și să ai agilitate, rapiditate, oricât de mare ai fi. Și asta încercăm să facem la Noroffert. Care este cea mai mare inovație din istoria omenirii până acum, în opinia ta? Ce anume ne-a schimbat cel mai mult viața, felul în care trăim, felul în care lucrăm? Cred că roata. Cu ce om de business din România ți-ar plăcea să iei un prânz de afaceri? Cred că Dragoș Anastasiu. Dar din străinătate? Știu că sună clișeu, dar Warren Buffett. Dacă ar fi să-ți alegi un mentor astăzi, din ce domeniu ți le alege? Într-o relație de mentorat, tu ești mentiu, ucenicul, din ce domeniu să fie mentorul tău? Cu siguranță nu din agribusiness. Poate l-aș alege din domeniul IT, pentru că domeniul IT se mișcă foarte repede. Ce cauți astăzi și găsești cel mai greu? Ce fel de oameni cauți astăzi și găsești cu greutate? Oameni de încredere. Ce ai face astăzi pentru a schimba ecosistemul antreprenorial românesc în bine, pentru a avea mai mulți antreprenori? Care ar fi o măsură, o idee, o zonă pe care să ne concentrăm din perspectiva asta? Nu neapărat sprijin economic, dar educație financiară. Cu siguranță educația financiară, educația antreprenorială, reprezintă o zonă în care ar trebui alocate mai multe resurse și cu siguranță acest lucru este important în agribusiness, în ceea ce privește ecosistemul acesta de business la nivelul fermierilor și sunt curios ce nevoi au antreprenorii din zona aceasta, clienții tăi, fermierii, din perspectiva educației antreprenoriale. După ce rezolvă problema finanțării, care este foarte spinoasă, cred că o mare parte din problemă reprezintă ce să facă cu banii atunci când îi obțin. Pentru că un bun management al fondurilor te poate scoate din niște situații foarte dificile sau te poate menține pe linia de plutire. În ceea ce privește educația financiară, practic aici vedem o nevoie mai mare, în ceea ce privește susținerea de către guvern, modelul acesta bazat pe subvenții e sustenabil în opinia ta? Este suficient? Acum s-ar putea să-mi atrag foarte multe critici, dar subvențiile în agricultură evident își au rostul pentru a susține agricultura, dar au o mare problemă în România. Nu sunt condiționate. În momentul în care fermierul primește banii de la stat, poate face orice cu ei. Își poate cumpăra o mașină sau își poate cumpăra un apartament sau își poate plăti furnizorii. Cred că o condiționare a acordării subvențiilor ar responsabiliza mai mult fermierii și ar aduce o îmbunătățire a mediului de afaceri din agribusiness. Și uitându-ne la alte modele, suntem în mod constant atrași de alte modele de succes din alte țări. Unde ar trebui să ne uităm în opinia ta? Modelul olandez e bun? Bine, sunt cumva mult mai avansați, dar către ce model ar trebui să tindem pentru a susține zona aceasta de agribusiness? Cred că modelul american rămâne de referință în agribusiness, pentru că din punct de vedere al inovației în Statele Unite este pe primul loc. Că vorbim de agricultură ecologică, că vorbim de agricultură convențională sau utilaje sau tehnologii noi pentru agricultură, acolo se dora exactă. Și cu siguranță finanțarea e importantă. Știm că funcționează bine finanțarea. Acolo bancherul ți este partener, chiar dacă ești un fermier. Și când spun chiar dacă ești un fermier, nu în sens peorativ, dar există această lipsă de înțelegere a bancherilor, a finanțatorilor în ceea ce privește business-ul de agricultură, dar, așa cum ai spus și tu în dialogul nostru, băncile sunt deschise să finanțeze tot mai mult. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani în această zonă, lucrurile sunt îmbucurătoare. Avem bănci care au divizii dedicate sectorului agricol, se întâmplă lucruri, sunt și instituții financiare nișate, specializate în agricultură.
E clar că băncile s-au mai relaxat în condiții, e clar că au văzut o oportunitate foarte mare în agricultură, iar dacă vorbim de Statele Unite, acolo sunt sigur că nu sunt termene de plată de 270 de zile, nici aceleași discounturi, dar poate e un mediu spre care trebuie să tindem. Vlad, mersi fain pentru acest dialog. Am văzut studiu de caz al Norofert, un business care crește alături de agricultorii români, care crește și pe piețele externe, cel puțin așa arată planul de business acum, vreți să vă extindeți în regiune, dar țintiți dezvoltarea și peste ocean în următorii ani, un plan de business curajos care va implica și finanțare. Piața de capital este o sursă interesantă pentru voi, prin care să vă finanțați această creștere. Simplu, să crești business-ul de familie. Succes! Mulțumesc.